Ucraina nu va accepta decât granițele stabilite în 1991, iar Rusia trebuie forțată să negocieze. Aceasta este afirmația ministrului ucrainean de externe Dmytro Kuleba. Oficialul a făcut declarațiile într-un moment favorabil al armatei ucrainene. Що Росія проявить серйозну зацікавленість в реальних переговорах в той момент, коли усвідомить і змириться з тим фактом, що її позиції максимально ослабли, вона не може втримати навіть те, що захопила. Din punctul de vedere al Kievului, singurul mod în care Rusia poate fi nevoită să negocieze serios este dacă va ajunge în situația în care să piardă războiul. Ministrul de Externe ucrainean, Dmytro Kuleba, a vorbit însă și de singura situație teritorială acceptabilă din punctul de vedere al Ucrainei. Pacea numărul 1 polegala în tomu, щоб стабілізувати ситуацію і повернутися до статус кво. Але дуже багато крові витекло за цей час, і тепер ця опція є категорично неприйнятною. Тим більше на тлі того, що ми також навчилися перемагати, знаємо, як це робити, вміємо це робити. І тому, безумовно, кінцева наша мета – це не 23 лютого, а 24 серпня 1991 року в плані кордонів. Dmytro Kuleba a făcut afirmațiile într-un moment favorabil din punct de vedere militar pentru Ucraina. Armata rusă a pierdut o bună parte a teritoriilor ocupate în nord-est și pierde și în sud-est, iar în est, forțele ruse bat pasul pe loc.